Transgenul bez lua pentru ca România să nu fie sancționată de către autoritățile europene pentru reducerea accizului sub nivelul minim prevăzut de directiva europeană. În primul rând, salut decizia Parlamentului României, care a adoptat proiectul de lege inițiat de Partidul Național Liberal de abrogare a recursului compensator și de asemenea de anulare a supraaccizei la combustibil. Cu siguranță vom discuta cu partenerii noștri de la nivel european și vom prezenta punctul nostru de vedere. Îi veți cere președintelui Klaus Iohannis să retrimită legea în Parlament pentru examinare? Nu. Nici nu mă gândesc la așa ceva. Evident că președintele are suficient discernământ, putere de analiză să decidă ceea ce este de făcut. Dumneavoastră știați că accizele scad sub nivelul prevăzut de, sau sub pragul minim impus de autoritățile europene? Ar fi Aș prefera să nu purtăm o discuție acum pe tema asta. Vom avea discuții la nivelul Comisiei Europene și ulterior vă vom prezenta orice informație utilă și relevantă. Eu mă bucur astăzi că se vede că Partidul Național Liberal este la guvernare și că le mulțumesc partenerilor care susțin guvernul și cu care avem înțelegeri pentru sprijinul pe care ni l-au acordat pentru aceste proiecte de legi foarte importante. Și se pare ciudat că până și cei de la PSD și-au schimbat părerea. După ce ne-au adus pe cap recursul compensator, au ajuns și ei să își dea seama că au greșit și au votat proiectul de lege de abrogare a recursului compensator. Domnule premier, mâine mergeți la Palatul Cotroceni cu mai mulți miniștri. Ce veți discuta cu președintele? Analiza obișnuită a situației pe care am găsit-o, a planului pe termen lung și stabilirea măsurilor imediate absolut necesare. Avem întâlniri cu ministrul Muncii, cu ministrul Mediului și cu ministrul Tineretului și Sportului. Încă o precizare, aveți o întâlnire și cu Bogdan Fosu. Vor interveni schimbări cu privire la majorarea salariului minim? Discuțiile privitoare la salariul minim le-am purtat în cadrul instituțional stabilit de lege și anume în Consiliul Tripartit. Cu domnul Hosu avem și alte teme de discuție. Cu siguranță vom aborda tema dialogului social, legii dialogului social, pentru că se știe, e în dezbaterea Parlamentului un proiect de modificare a legii dialogului social. De asemenea, vom aborda chestiuni legate de deficitul de pe piața forței de muncă și tematicile obișnuite. Sindicatele sunt nemulțumite pentru că în urma discuțiilor pe care le-ați avut nu ați mai stat să mai negociați așa cum ați promis, susțin ei, în cadrul discuțiilor de la Palatul Victoria. S-a anunțat astăzi și s-a pus în transparență decizională proiectul de hotărâre de guvern cu creșterea de 7,2%, iar cei de la Blocul Național Sindical deja susțin că vor să dea în judecată executivul dacă nu se ia în calcul o creștere mai mare. E dreptul lor. Și-a exprimat punctul de vedere și noi ne-am exprimat punctul de vedere. Anul ăsta, pe baza studiului de impact pe care l-am realizat și a formulei pe care am propus-o, asta este creșterea pe care o considerăm benefică pentru economia românească. Cu siguranță rămânem deschiși, așa cum am și convenit la Consiliul Tripartit, pentru discuții în cursul anului viitor cu partenerii sociali, cu patronatele și cu sindicatele, pentru a stabili o formulă care să fie o formulă care să devină o constantă și în baza căreia să se aștepte toată lumea care sunt perspectivele de evoluție ale salariului minim pe economie. Păi, de fundamentare a Ministerului Muncii la acest act normativ, deja a fost ales și un scenariu. Se indica clar scenariul 2. Pentru anul viitor, salariul minim brut va crește cu 7,2%, așa cum ne-a rezultat nou în urma studiului de impact. Și de ce ați înghețat salariul pentru studii superioare? Din punctul nostru de vedere, nu există în conformitate cu prevederile constituționale decât un singur salariu minim pe economie, nu mai mult. Sigur că acum
Nu umblăm nici la salariul minim din construcții, nu umblăm nici la, așa zisul, salariul minim pentru cei cu studii superioare. Din perspectiva noastră, încetul cu încetul, prin creșterea salariului minim, se va ajunge la cifrele respective, conform Constituției și, în general, conform practicii, există un singur salariu minim brut aflat obligator în plan. Trebuie să vă întreb ce se întâmplă cu salariul minim în construcții. Va fi majorat sau rămâne la nivelul actual? Va rămâne la nivelul actual. Și prin proiectul de lege pe care vreți să vă asumați răspunderea de modificare a ordonanței 114, veți menționa acest lucru pentru că este prin salariul minim de 3.000 de lei în ordonanța 114? Cu siguranță nu vom afecta prevederile cuprinse în ordonanța de urgență 114, care vizează facilitățile pentru sectorul de construcție. Am repetat acest lucru de multe ori. Deci nu afectăm, pentru că știm foarte bine, deși inițial noi nu am susținut astfel de modalități de a stabili regimuri fiscale distincte pentru anumite categorii. În baza analizei și a studiului pe care l-am făcut, a anula aceste facilități care au fost introduse prin ordonanța de urgență 114 înseamnă a condamna la faliment foarte multe firme de construcții care, în urma reglementărilor adoptate prin ordonanța 114, clar au semnat noile contracte de muncă cu angajații și n-ar putea face față unei anulări a acestor facilități, pentru că n-ar mai putea să ar intra pe pierdere și n-ar mai avea posibilitatea să plătească salariile stabilite. Domnule premier, supraaccesarea carburant a fost eliminată, dar bani la buget de unde veți lua? Sunt alte surse de finanțare? Am veți compensa? Convingerea că odată cu eliminarea supraaccizei va crește consumul. Odată cu creșterea consumului, în mod evident, vor crește resursele financiare colectate la buget. De asemenea, vom ataca hotărâți evaziunea care există în domeniul produselor petroliere, astfel încât să creștem colectarea la bugetul de stat. Și TVA a fost redus pentru alimente și nu numai, și nu a crescut consumul. Din contră, prețurile s-au menținut în același ritm. Eu vă spun pe cifre, nu. Să nu comparăm mere cu pere. În ceea ce privește merele cu perele, ce vreau să vă spun este următorul. Spre deosebire de cei dinaintea noastră, ne-am spus un lucru și ne-am ținut acel lucru. Noi am susținut abrogarea supraaccizei, nu cum a făcut PSD, care în campania din 2016 a promis eliminarea supraaccizei, au eliminat supraacciza, după care în august au reintrodus supraacciza. Din punctul nostru de vedere, acciza la combustibil are un impact foarte mare asupra modului de construcție a prețului la combustibil. Orice creștere prea mare a prețului la combustibil afectează negativ economia. În primul rând, crește costurile cu transportul, afectează negativ transportatorii. Sunt destui transportatori care compară prețurile la nivel european, mai ales cei care fac transport internațional și renunță să își alimenteze utilajele din producție internă din România, preferând să găsească alte soluții. Ori eu cred că, de asemenea, o acciză prea mare, care duce la un preț prea mare al combustibilului, creează și inflație și, până la urmă, duce și la creșterea prețurilor pentru toate produsele, care includ costuri cu transport. Și așa, inflația este foarte mare. Cred că reducerea accizei reprezintă un stimulent bun pentru economie și de asemenea va aduce efecte inclusiv pe o reducere a inflației. Excludeți că veți majora acciza la carburanți dacă autoritățile europene vă vor cere să atingeți din nou pragul minim? Așteptăm discuțiile cu cei de la Comisia Europeană și vom vedea exact rezultatul. Și două clarificări. Vorbeați ieri de o nouă lege a pensiilor? A spus o nouă lege a pensiilor care să rezolve inechitățile. Uitați-vă în programul de guvernare și veți vedea că exact avem ceea ce scrie. Avem deja o lege a pensiilor care tocmai acesta este și fundamentul pe bază de contribuție. Am spus că anul viitor e inclus în programul de guvernare. Vom crea echipe largi de lucru în care vom include specialiști,
comitul de reprezentanți din partea organizațiilor pensionarilor, evident, oameni care au expertiză în domeniu, pentru a face o analiză extrem de serioasă asupra sistemului de pensii din România, pentru a sesiza disfuncționalitățile, inechitățile. Ce inechități a găsit în o lege care încă nu se aplică, păi, dar a fost trecută de Parlament și a fost promulgată de președinte? Doamnă, dacă v-am spus că anul viitor vom lucra astfel încât să scoatem o lege mai bună a pensiilor, asta vom face. Domnule premier, ministrul sănătății nu a putut să ne precizeze astăzi ce se întâmplă cu acel program prin care guvernul vrea să achiziționeze două vaccinuri anticancer din China, din Cuba. Spuneți-mi ce se întâmplă, pentru că banii au fost deja alocați, o parte din ei, vorbim despre niște vaccinuri avizate de Statele Unite, deci o calitate care nu poate fi contestată. Ministrul Sănătății, când va avea ceva de comunicat pe tema asta, vă va comunica. Dar dumneavoastră ne puteți spune ce se întâmplă cu aceste program, cu acest program, de fapt, este unul singur. Dați seama că eu nu pot să spun decât ceea ce spune Ministrul Sănătății și Președintele Casei de Sănătate. Am văzut și declarația dumneavoastră de evavere, ați făcut-o astăzi să public în termenul prevăzut de lege. Din calculele pe care le avem, dumneavoastră în ultimele luni a trăit cu 3.000 de lei pe lună? Da. Dar asta e problema dumneavoastră? V-am întrebat. Deci uitați-vă în declarația de avere și declarația de avere spune totul despre cariera mea în viața publică, despre cinstea mea, despre faptul că niciodată nu am acceptat să obțin venituri care nu mi se cuvin și vă spun limpede că de-a lungul ultimelor 30 de ani, mai mult de jumătate am deținut funcții publice și credeți-mă ce vă spun, că din indemnizațiile pe care le primești din funcțiile publice nu te poți îmbogăți, cel mult poți să ai un trai decent. Este normal ca oamenii să întrebe, sunteți prim-ministru în guvernul României? Vă dați seama că în cheltuielile unei familii, în primul rând, sunt un om foarte modest. Un om care nu am, aplecare spre a trăi pe picior mare și împotrivă, la fel și familia mea. Suntem niște oameni cât se poate de modești și nu cred că asta e problema. Problema este cât este de corect un om și vă dați seama dacă după o carieră de 30 de ani în viața publică declarația mea de avere arată în acest fel, cred că oamenii trebuie să înțeleagă nu neapărat că sunt cel mai sărac premier, cum s-au grăbit unii să spună, ci că sunt poate cel mai cinstit și cel mai corect premier, omul care orice funcție a deținut n-a făcut altceva decât să fie în serviciu public.